Cel mai temut interlop din capital a ieșit din arest pentru bună purtare. Acum este bolnav, dar apt pentru o muncă cinstită. Vrea să se facă agent de vânzări. Acestea au fost argumentele care i-au convins pe judecătorii Tribunalului București să-l lase liber. Dar și raportul comisiei din penitenciar care arată că Sile a primit după gratii 11 recompense și doar 2 sancțiuni. Cu gânduri bune. Ieșirea din aresta lui Sile Cămătaru a fost mai puțin triumfală decât cea a fratelui său. În 2010, Nuțu a plecat acasă călare pe cal. Sile a preferat cai putere și s-a urcat direct în mașina în care se afla fratele lui. L-a așteptat câteva ore și fiul său cel mare, student la drept. Studii care nu i-au rezolvat problemele cu legea. Mario e cercetat într-un dosar de proxenetism și cămătărie și a trecut și el prin arest. Dacă am împrumutat câțiva prieteni ai mei care poate să dea oricând declarație că nu le-am pretins nimic. Și ce acuzații de proxenetism? Există vreo prostituată care zice ceva despre mine? Ce conducea tata din pușcărie? Ce conducea? Nimic. Mă suna de la telefonul public și mă suna și îmi zicea să-i fac pachete, să-i pregătesc la pachet. Asta însemna că conduc o afacere. Gloria de altă dată a cămătarilor a apus acum. Asta spun fiul lui și fratele lui Sile. Nu mai au bani nici de petrecerile care răsunau în jumătate de București. I-ați pregătit acum o ieșire fastoasă? Nu, ce ieșire? De unde? Suntem niște oameni normali, petrecem sărbătorile acasă împreună, în familie și atât. Faceți vreo petrecere? De ce? Păi că a venit acasă, păi după de unde? Timp. De unde bani? De-un pom, de unde? Deocamdată noi alergăm, construim, avem altele de făcut. Dar de ce spuneți numai minciuni? Că dăm oameni la lei, că care lei? Care oameni? Unde sunt oamenii? Și Sile a încercat să-i convingă pe judecători că s-a cumințit și că sectorul 5 nu are de ce să mai tremure cu el în libertate. Iar Nuțu s-a bucurat înainte ca fratele lui să fie liber. A dat o petrecere cu fast, de parcă știa că Sile va trage un los câștigător la recurs. Banii și dedicațiile au curs fără număr, chiar în buzunarul manelistului Florin Salam. Pentru Sile Cămătaru și Nuțu Cămătaru, 200-300 de euro! Pentru Sile, pentru Nuțu, pentru Sile, pentru Nuțu, 1 milion de euro! Maneliștii au pregătit deja și un imn al răzbunării pentru Sile Cămătaru. Să vă dau interdicție la toate. Nu scăpați, nu scăpați așa ușor. Fără de-o prăduitorii. Mă, ne-au ați niște lăutari necunoscuți care au vrut și ei să se afirme. Și pentru cine să fac o melodie să se afirme? Ne-a plăcut, au mai făcut câteva melodii și le-am dat și lor o ocazie să se lanseze. Vasile Balint zis, Sile Cămătaru a fost închis în 2004 și a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru că a forțat 10 de tinere să se prostitueze într-un club de fițe din București. Carmina Odman este la una dintre vilele fraților Cămătaru. Carmina, bună seara! A ajuns Sile acasă? Bună seara! Deocamdată este liniște în cartierul general de odinioară al fraților Cămătaru. Nici Sile și nici Nuțu nu se află în acest moment aici. Cu siguranță la această oră petrec amândoi alături de familie. Și dacă eliberarea lui Nuțu Cămătaru s-a făcut cu mare fast, a ieșit de la penitenciar călare pe cal și a dat aici acasă o petrecere de pomină cu lăutari și maneliști, eliberarea lui Sile s-a făcut în mare discreție, fără foarte multă vâlvă și cât se poate de departe de ochii presi. Andreea? Carmina, mulțumesc. Un tânăr a fost bruscat.